Asistenții medicali de la Spitalul Județean Mavromati au ieșit în stradă să își ceară drepturile. Aproximativ 30 de angajați ai unității spitalicești, în frunte cu liderul sindicatului Sanitas, Lia Temciuc, au protestat astăzi în fața Consiliului Județean. Angajații Spitalului Județean spun că au ieșit în stradă fiindcă nu se acordă drepturile salariale pentru asistenții care au promovat la un grad superior. Liderii sindicali spun că situația este unică în țară și că doar la Botoșani, asistenții care promovează la un nivel superior în carieră rămân cu aceeași lefuri. Au susținut și promovat gradul principal în decembrie 2013 și avem și asistenți care au promovat gradul principal în octombrie 2015. Nu s-a găsit nici până în acest moment o soluție pentru a acorda acestor asistenți medicali un drept legal care li se cuvine. Pentru obținerea gradului principal. Să înțelegem că ați obținut acest grad? Prin examen gradul principal, dar nu am fost pus în drepturi. De când s-a întâmplat acest? Din octombrie 2013. Totodată, protestatarii spun că sunt nemulțumiți de faptul că în cadrul aceleiași secții, pe aceleași funcții, salariile sunt acordate diferențiat. Diferența foarte mare de salari, dacă tot a făcut publice salariile. Uitați-vă un pic pe liste, să vedeți ce diferențe sunt între persoane care lucrează pe aceeași secție, pe aceeași funcție, cu aceeași studii. Deci sunt diferențe de zeci de milioane și nu înțelegem diferențele astea în funcție de ce s-au acordat. La unul 1000 de lei, la unul 50, 60, 40. Asta ne interesează pe noi, să ne dea și noi explicație. Un alt motiv de nemulțumire în rândul cadrelor medicale îl constituie faptul că nu li s-a acordat toate etichetele de masă cuvenite, în special în anul 2015. Acordarea etichetelor de masă care sunt restante. Deci, ca să o spun, din anul 2014 s-a luat pentru, începând din luna martie, în 2015 la fel, în 2015 am ajuns abia în luna octombrie. Deci sunt drepturi și tichetul de masă este tot un drept salarial. Ce celeași probleme care trenează de ani de zile? De 3 ani de zile, în principal problema gradului asistenților principal, plata pentru gradul de principal. În al doilea rând, întârzierea etichetelor de masă care sunt un drept salarial. Așa, plus alte probleme legate de aprovizionarea unităților. Cum vă afectează aceste probleme pe dumneavoastră personal? Pe mine personal mă intrigă toate aceste probleme, toate aceste nerezolvări, nereușite, având în vedere că este o situație, să zicem, singulară la Botoșani. În țară, tichetele de masă se acordă colegilor noștri, gradul principal la toate spitalele din țară s-au acordat, deci ne simțim furați într-un fel în drepturile pe care le avem. Faptul că nu ne se acordă toate drepturile. Cum vă afectează asta în plan personal? Foarte mult ne afectează, ca pe toată lumea de altfel, indiferent de domeniul în care lucrează. Liderul sindicatului Sanitas, Lia Temciuc, spune că personalul auxiliar a fost obligat să plătească niște cursuri ce trebuiau susținute financiar de unitatea spitalicească. O altă problemă cu care ne confruntăm este aceea că personalul auxiliar și de îngrijire a fost obligat să plătească niște cursuri pentru pregătire profesională. Precizăm că aceste cursuri de pregătire profesională, numit noțiuni fundamentale de igienă, le-a făcut pentru unitate și nu pentru ei acasă. Deci angajatorul, conform legii, este obligat ca să plătească această formă de instruire de pregătire profesională. Din păcate, pentru ei, veștile din partea conducerii județului sunt nu tocmai bune. Anul ăsta am avut aprobarea de buget și am alocat sume, inclusiv pentru partea de funcționare și pentru cea de investiții, dar din câte știu eu, cheltuielile care au fost alocate pentru partea de funcționare, ele cu prioritate se duc către etichetele de masă. Posibilitățile reale ale Consiliului Județean de a mai aloca niște sume sau de a avea niște sume în vedere, niște sume suplimentare pentru spital, sunt la o eventuală rectificare care va fi la jumătatea anului. Președintele Consiliului Județean spune că dacă la nivelul unității spitalicești se vor identifica soluții pentru a li se onora revendicările, fără a periclita însă alte capitole bugetare, el va fi de acord. Dacă contractul cu casa va prevedea o sumă suplimentară și mai sunt posibilități în cadrul activității curente acum, cu alte cuvinte, dacă își cresc veniturile, pentru că iau venituri care le obțin de la casă și venituri din activitățile pe care le desfășoară, deci fie să-și majoreze veniturile, să-și reducă cheltuielile cu utilități cu ce au dumnealor, iar dacă se conturează o propunere care să prevadă alocarea unor sume, adică mutarea unor sume dintr-un capitol în altul. Deci dacă vin cu astfel de propuneri și cu un buget rectificat, noi nu avem nimic împotrivă să luăm în calcul și o rectificare acceptată, propusă de către managerii spitalului. Noi nu avem o pușculiță cu bani acum din care să dăm la spital pentru solicitările dumnealor.
am alocat sume, deci alt răspuns nu pot să dau decât acesta. Angajații din sănătate spun că vor veni în fața Palatului Administrativ pentru a protesta până când revendicările le vor fi rezolvate.